Putem începe? Da, nu mă stau în fură. Se supune aprobării procesului verbal de ședința din 29.1.2020. Așa, aici e vorba despre suplimentarea proiectului. Cine este prea? Împotrivă șapții. Proiect de hotărâre privind la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Bun. Aprobarea procesului de fapt din ședința proiect de hotărâre privind înființarea distribuției gaze naturale în comuna Hădegeu. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economie circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și desfințări. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE cu SUDESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul. Da, aici se vorba de mii de dacă cineți vă rog de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, este acel proiect pe care v-ați abținut la ședința anterioară pentru că lipseau notele de fundamentare a prețurilor. Acum au fost atașate la proiectul de hotărâre nota de fundamentare a prețurilor și atunci... Dacă ei ne aduc la cunoștință printr-o adresă că să includem de urgență pentru a evita o nouă criză a deșeurilor. Dacă nu am rămas cam pe ultima comună de județul Bacău, care n-am aprobat proiectul respectiv. S-a aprobat în mare parte, mai ales că am ajuns la problema din Antresc. Nu știu dacă este un lucru logic, că papa, din convine, ne convine. Dacă sunteți de acord cu mine, și 5. Probleme curente. Cine este de acord? Abținere împotrivă? Nu. Încep cu proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Da, practic aici o să dăm cuvântul de contabil, care va prezenta în mare bugetul pentru anul 2020. Iar lista de investiții, o să încerc să mă prezint eu. Am vrut să fac ședința cu Consiliul Local săptămâna trecută, undeva joi. Din păcate, sumele pe care le-am primit la Consiliul Județean nu au fost pe care le-am așteptat noi și atunci a trebuit să refacem, să modificăm, practic, schema de buget pe care ne-am propus-o pentru 2020. O să vedeți că sume destul de mici. Nu mă așteptam, sincer să fiu. O comună, cum e comuna noastră, în primele 10 comuni, ca și suprafață, ca și populație, am primit 65.000 de lei pentru drumurile comunale. E o sumă de bătaie de joc, spune eu, de mărită. 60 de lei, nu știu nici o uliță, bă, la stată, bine, nu o putem face. Dar noi am găsit resurse și proiectele pe care le-am propus pentru anul ăsta o să ducem la capăt. Nu am înțeles cum s-a făcut părțirea anul ăsta. În fine, nu vreau să intru în discuție. M-a deranjat că am văzut comune chiar și cu 0 lei, m-a deranjat că am văzut comune mici, gen Bucium, de exemplu, care are 1.100 de locuitori, consumi de 400.000 de lei în situația în care ne dăm 65.000 pe drumuri. Dar nu cred că e locul și în momentul să discutăm acum pe alte comuni, cum spus doar din comuna noastră. Domnul contabil, dacă vreți dumneavoastră să... Deci, susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi. Legea 15/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 1 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare și OG57 privind codul administrativ. Bugetul de venituri general consolidat pe anul 2020 are următoarele surse de finanțare. Bugetul local de venituri detaliat pe capitole sub capitolul pe anul 2020 în sumă totală de 10.103.780 lei, evidențiat pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare.
iar ca sursă este compus din veniturile anului curent în sumă de 8.490.760 lei, iar din excedentul anului precedent 1.613.020 lei, care suplimentează veniturile anului în curs pentru secțiunea de dezvoltare. Dacă ar fi să vedem din ce sunt constituite veniturile de 10.103.780 lei, ar fi venituri proprii în valoare 660.000 lei, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 1.410.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 5.040.000 lei, subvenții PNDL prognozate în sumă de 1.027.260 lei, subvenții ajutoare încălzirii 4.000 lei, subvenții FADR 349.500.000 lei și sume utilizate din excedentul anilor precedenți 1.613.020.000 lei. După cum vedeți, veniturile noastre proprii sunt doar de 660.000 de lei, 6.600.000. Bugetul este destul de mic, dar bugetul fiind aprobat pe bugetul consolidat, vom avea și bugetul Serviciului Public de Salubrizare în sumă de 36.750 lei. Dacă ar fi să discutăm despre cheltuielile bugetului local, sunt fundamentate și dimensionate pe două secțiuni. Secțiunea de funcționare de 6.310.160 lei și secțiunea de dezvoltare de 3.793.720.000 lei. Excedentul anilor precedenți, sumă de 1.613.020 lei, se regăsește în secțiunea de dezvoltare și este utilizat pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de capital. La secțiunea de funcționare, în ce privește partea de cheltuieli, repartizarea pe capitole, subcapitole și articole s-a făcut în baza referatelor de necesitate, a propunerilor fiecărui birou din cadrul primăriei, a evidenței consumurilor și a execuției bugetare din anul precedent. Calculul fondului de salarii a fost făcut în baza posturilor prevăzute în organizamă și în baza statelor de funcție aferente organigramei în vigoare. La învățământ, cheltuielile materiale au fost determinate de către unitățile de învățământ prin ISJ, în baza tarifului cost de elev pe an și comunicate către OAT prin AJPP Bacău, finanțele toate. Potrivit bugetul estimat de școala gimnazială, bugetul necesar calculat este de 270.300 lei, solicitându-se finanțare complementară de la bugetul local în sumă de 78.300 lei. La investiții, cheltuielile propuse a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 3.793.620 lei, sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare conform listei de investiții. Dacă ar fi să vă prezint bugetul pe fiecare capitol în parte, deci am avea un total secțiune de funcționare și dezvoltare de 10.103.780 lei, din care la capitolul 51, autorități. Pe autorități publice, acțiuni externe, avem cheltuielile de personal de 1.971.820 lei, la bunuri și servicii 541.000 lei. Transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, 206.000 lei. Ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal 213.950, bunuri și servicii 61.800. Învățământ 791.300, din care bunuri și servicii 408.300, asistență socială 38.000, cheltuieli de capital 345.000. Sănătate, cheltuieli de capital 1.287.620 lei. Cultură, recreere și religie 1.094.140 lei. Formate din cheltuieli de personal 127.940 lei, bunuri servicii 226.200 lei,
Proiectul de finanțare din fonduri externe nerambursare 590 mii lei, alte cheltuieli 120 de mii de lei și cheltuieli de capital 30 de mii de lei. Asistența socială 971 mii lei, format din cheltuieli de personal 472 mii lei, asistență socială 499 mii lei. Locuințe, servicii și dezvoltare publică 733 150 lei, din care cheltuieli de personal 136.150 lei, bunuri servicii 372.000 lei, cheltuieli de capital 225.000 lei, protecția mediului, bunuri servicii de 435.000 lei, cheltuieli de capital 60.000 lei, drumuri 1.716.000 lei, format din bunuri și servicii de 460.000 lei, cheltuieli de capital 1.256.000 lei, alte acțiuni economice 21.000 lei. Bugetul Serviciului Public de Salubrizare, în sumă de 306.750 lei, este format din cheltuieli de personal de 222.990 lei și bunuri și servicii din 83.760 lei. Deci, cuantumul brut al salariilor de bază plătit din bugetul local este în sumă de 2.921.860 lei, incluzând doar majorările salariale pentru asistența socială, comparativ cu anul precedent. Și cam asta... Discuții? Să așteptăm de urmă să întrebim investiții. Da, nu se scuze aici? Vreau să vă dați tot. Ok, dacă îmi dați voie să vă prezența de investiții, o să încep cu lucrările care deja sunt în curs de construire. Și aici mă refer la construirea grupului sanitar școala gimnazială din comuna Județul Bacău. Eu un proiect pe care am început anul trecut, m-am realizat în proporții de 95%, spun eu acum, cred într-o săptămână, cel mult două, dăm drumul copiilor, mai ales jumătate corpul de iluminat, branșarea canalizată este făcută, branșamentul la apă trebuie făcut și nu mai știu ce mai au pe la niște returi. Apoi avem, pentru că în urma construcției și nu numai curtea arată dezastruos, măroi mult, balastat, foarte urât, copiii toți duc mizeria în școală, am gândit să amenajăm curtea partea dintre școală și grupul sanitar cu pavene, urmând ca o alee de 1,20 să ajunge până în stradă. La fel, pentru că aici am prins 100.000 de lei la amenajarea curtei interioare școală gimnaziei Regiu, am gândit inclusiv repararea fațadei și schimbarea culorii și reparația acoperișului de la muzeul din curtea școlii. Amenajare curte și refacere gard școală gimnazială de lei, 60.000 de lei. Aici am luat în calcul gardul din față, gardul este vecinul Florin și nu mai știu cum. Și amenajarea curții, să vedem în ce sens, vor o placă de beton acolo la intrare, unde intră camionul cu lemnele, ori refacerea aleii, să vedem între ce bani încadrăm. Am prins 60.000 de lei aici. Construirea grupului sanitar școala gimnazială Hidengeu, 5.000 de lei, vorba de cote la ISC pentru recepție, de la recepției. Amenajare curte interioară școală gimnazială Hidengeu, 5.000 de lei cu parte de proiectare. La fel, amenajare curte și refacere gard școala gimnazială de lei, 5.000 de lei tot parte de proiectare. Capitolul 6602, modernizare dispensabilă de casa Albertila. Diferența de bani pe care trebuie să putem către PNDL pentru că lucrarea se desfășoară prin PNDL și dispensarul de la Brătila e în curs de inaugurare, la fel, într-o săptămână, două, cred, mai avem demontat doar fosta septică, totul e finalizat, instalarea de aer condiționată montată, centrala este montată și aici avem nevoie de refacerea gardului pentru că nu a fost pus în proiectul inițial și am prins bănuți în lista de investiții. La fel, dispensarul de la Hidengeu, zic eu că undeva la începutul lui aprilie, sigur, e gata cu tot cu curte de amenajare, pentru că aici avem o parte de
pare de curte proiect, mai puțin gardurile din ce împrejmuiesc. Avem o parcare de 80 de metri pătrați, 77 dacă nu mă înșel, pentru mașinile cadrelor medicale, dar și a pacienților, pentru că mereu e blocat acolo în fața dispensarului, ținând cont că distrura de centru și deservește 3 sate din comună de lemn din regiunul Drăgugești, din câte știu chiar și de la Poiana, sunt care au merg la... Era și necesar. Da, deci instituția să aibă parcare. Eu zic că arată destul de bine, tot o să vedeți. Sunt, nu știu, e altceva, e nouă, chiar pe doamna. Doamna doctor Ilea spunea că și-ar dori să stea mai mult la dispensar acum. Probleme. Mai ales că este la pensie, parcă nu vrei să plece, sunt condiții normale și omenești. Nu era normal să au unitate sanitară, să nu aibă un grup sanitar, să nu aibă o toaletă pentru pacienți, să nu să stai în frig cu căciula în cap sau nu știu. Eu zic că așa e normal și am intrat în normalitate cu două dispensarele. Mi-am dorit lucrul ăsta. Mi se pare că cea mai importantă investiție este în școală și în învățământ, din punct de vedere. Ceva, bineînțeles, urmează. Și sănătate, ce-a zis? Învățământul toată ziua. Da, mi-aș vrea că curte spesată m-am plătit aici, am prins 30.000 de lei, vorba de gardul din față și o alee care nu e prinsă în proiect. Amenajare de curte, dispensarul Marghelegiu, la fel, gardul din față și stânga-dreapta către vecini, depinde cum ne cadrăm. Avem prins cheltuieli pentru proiectare la fiecare dispensar și pentru cotele de la ISC în fața de recepție la mândurile dispensarele. Amenajare de minibază sportivă în curtea Centrului de Recreere a Populației Rurale din satul Brătila. E un proiect despre care v-am spus de anul trecut. Am prins 30.000 de lei pentru fază de proiectare, nu avem finanțare. Am promisiuni de la GAL că acest proiect va fi prins în măsura de susținerea noastră și de prins finanțare pe el. Am gândit-o cum... Mai ales dacă dăm știrie acolo? Nu-i mai dăm, pentru că mi-aș fi dorit să avem actuate acolo, dar din păcate nu e legal, dar sunt incompatibil. Nu puteam ca instituție, fiind și membri fondatori, să m-am gândit în tot felul. Și cu titlul gratuit de aș fi dat. E aceeași situație, pentru că mai bine să sunt tot ale noastre, ale primăriei și nu putem să le dăm către egal. Bă, cum ne împiedicăm nicio? Acolo, la CAP-ul, e o altă discuție, discutăm la diverse, dacă vreți, din paragină. Pentru că terenul este al nostru, terenul este al fost proprietar care au cerut de ridicare și gradurile sunt ale primăriei la prețuri exorbitante, căzut de 3 sferturi jos. Da, în fine. Așteptam să o filească. Așteptam să-și iau oamenii pământul. Domnul primar, nu ați prins magazia la dispensare, Paul Lopetela? Asta este terminat, domnul. Da, asta este terminat. Amenajare, centru civic la Drăgugești, cum ai legiu, mai avem acolo restanță de plătit. Modernizare din public, statul Brătila, la fel, prins în două tranșe. Înființare, sistem distribuției gaz naturale comună ai legiu, județul Bacău. E acel proiect curajos despre care v-am spus săptămâna trecută. Mâine semnez contractul cu firma de proiectare care ne face studiul de stabilitate. Am prins un leaj jumătate pentru tot ce înseamnă fază de proiectare. Am nu știu dacă siguranța, dar sigur săptămâna cealaltă, la început săptămânii, voi fi la București, împreună cu niște colegi parlamentari, și să încerc să depun proiectul într-o primă fază către Ministerul Energiei. Știu că sunt vreo 300 de localități într-o primă fază care vor primi finanțare. De fapt, vor și aproba astăzi proiect de hotărâre pentru înființarea rețelei distribuției gaze. Dar Dumnezeu să primim finanțare cât mai repede și să ne putem apuca de lucrare. Nu e o lucrare care se derulează într-un an de zile, nu așteptăm că nici până la lege nu mă apuc, ca să nu credeți că e un motiv de campanie electorală, asta sigur. Dar eu cred că într-un timp destul de scurt, un an, doi, mai devreme doar 7 ani până când s-au făcut branșamentele, să putem îmbrașa la sistemul de alimentare cu gaze. Da, acum ce ține de noi face? Nu știu. Pentru următoarea campanie. Da, pentru următoarea campanie. Când facem tranșele. Eu sper să nu fie nevoie până atunci. Aici am acum un proiect pe care am discutat împreună cu domnul Modernă ședința trecută și am luat un calcul. M-am discutat cu domnul
drăguță cu la rutier Conex și demarăm un proiect într-o fază de proiectare de extindere rețea de canalizare în satele Helegiu, Drăgugeș și Delen. Noi avem rețea de canalizare la Helegiu și la Delen, iar la Drăgugeș e dusă până la drumul spre Ionică Legi, acolo pe Felca. Am avut o primă discuție cu firma de proiectare. Nu știu exact care e statutul terenului acela unde moara lui... Nu, cala cu capătă, moara lui Ghineț. Da, în jos. Acolo s-a plătat... Nu, teren public. Ba da, nu știu. Să fie? Nu știu. O cumpărat de la Caliva acolo. Exact. O lăsat domnul neînchis, dar cine... Da, nu știu. Acolo s-a plătat să facem o stație de pompare, pentru că de acolo, acolo se poate strânge tot ce înseamnă ape menajere și de acolo să pompeze cât... Noi, el nu l-a liberat. Să facă capanta respectivă. Altfel nu putea să soluționeze. Cred că vom găsi o soluție. Da. Chiar mai să dăm împrejurim, dacă nu am dat primăria Helegiu, nu a avut până acum teren și nici proprietate, tot ce s-a făcut investiții, am găsit soluții, oameni de bună credință. Dacă nu va fi acolo, domnule, mai știți unde am mai avea, cred că, unde? În față de la Petrică Ștefănache, ceva un pic mai către centru, e unde, pe în față la, cum le zice acolo? La Jorja, unde stătea. Da, așa. Da, e un istropie în lasă acolo. Dar mai fie acolo ceva, dar e la anioare. Da, când vine apa, trebuie drenat apa. Domnule, așa când vine apa, apa o lasă. Da, sigur, găsim la scurmeze și găsim bani. Dar e bine că s-a făcut un demers. La Drăgugești este cel mai greu. La Delen este destul de simplu pentru că Delen nu are... Nici Drăgugești nu e atât de greu. Nu, e greu pentru că e la zero. Pe stații de pompare, de pinzi de pompe, știu și... Dacă nu începem de loc, e bani. Deci lumea mai dragă să nu fie așa. De când la Delen, apa va fi... Pentru tine nu este niciun proiect pentru apă și canalizare? Nu, deocamdată nu. Nu de asta, nu. E un pic mai dificil pentru că m-am legat de ce am existent. Ca să înființez un nou sistem, nu îmi permitem. 65 de mii de lei, nu știu dacă pot să luăm... Adică trebuie să aduce de la Brădila pe sensul. Nu, dar nu există. Trebuie să-i faci stație proprie. Nu unde putem lega de stație proprie. N-ai discuția asta. Nu. Acolo e de lume, este doar să oprim să amăgesc. Doar să oprim să amăgesc, nu știu. Cum? Da. Alei pe tunelul strada Alexandru cel Bun din centru până la Portul Masiv, lucrarea pe care o lucrăm acum și se termină anul ăsta, lucrarea în continuare. Modernizarea strada Ciurea de Jos, e un proiect la care am lucrat și pe care sper să fie finanțare pentru strada Ciurea de Jos. În strada Învățător Domnul Ion Drăgugești până la Prențu, e lucrare pe care vom porni într-un timp foarte scurt, 2-3, nu știu, la 1 martie, s-a sfatat până la Prențul la Părău, la lucrare noi, da, nouă. Modernizarea asta la Poiana, locarea Helegiu, drumul până la Poiana, la fel, cum avem fază de proiectare, căutăm resurse financiare și sper să ne apucăm de lucrare și acolo. Consolidare stradă Ciungi.Ghineț, locată Drăgugești, e vorba de drumul de la Vasile Iritic, sau cum spunea, unde a fugit și drumul nu mai poate fi funcțional, adică s-a văzut mai sus de Baba Lufizeră. Exact, acolo. Sunt niște lucruri. Chiar în față. Se duce la următoarea ploaie. Dacă mai e o ploaie cansitură, am terminat plăsul cu de pătrat, rămân fără drum cei de acolo și atunci o să... Nu am avut bani foarte mulți, dar o consolidare de mal, cu niște țevi de la sondă, cu turnat ceva, beton, găsim o soluție să o scoatem la capăt. Aici avem post de proiectare. Celălalt proiect despre care vorbeam la ședința trecută de reabilitare și modernizare infrastructurii rutiere fără de calamități în comuna Helegiu, e proiectul care deja este semnat de către ministrul dezvoltării. Avem ordinul de ministru, semnat de pe 31 decembrie 2019, lucrăm la faza la studiul de fezabilitate. Săptămâna trecută am făcut deja ridicările topo pe toate obiectivele. E vorba de liguirea părâului pe toată lungimea, de la intrare în sat și până la intrare de la moara Ghineț de acolo și până la capătul satului. Ulița, strada Busuiocilor, strada Bălana de Leni, strada Ciungi la Helegiu și strada părâului la Vrătila. Tot ce înseamnă surse de finanțare vin de la Compania de Drumuri, la fel ca și proiectarea o dată pe execuție. Și cam atât. Și modernizarea Căminului Cultural Helegiu, proiect care e în derulare, la care lucrăm și făcut prin Ministerul, prin AFIR, prin bani de la GAL. Dacă aveți întrebări aici legate de bugetul domnului
contabil sau de înzaiviții pe care am luat-o împreună. Doamna primar, nu mi se pare normal ca toate satele să aibă tot felul de proiecte de investiții și la Brătila nimic. Noi suntem jumătate de aici consilieri de la Brătila. Deci nu vom aproba lista de investiții dacă nu o refaceți. Dar spuneți-mi ce nu e regulă, la ce ar trebui. Deci nu este nimic la Brătila. Bani pentru biserici nu sunt, pentru școala de la Mocan nu este nimic. Dar n-am auzit. În mod egal. Părintele la Helegiu a zis că era 400 de milioane. Am zis să fie în mod egal. E în mod egal. Nu vă luați de pe vot, doamnă. Dar știți că eu am făcut o dată diferență? Nu. Dar părțit în mod egal în fiecare an. Dar suma, o știți, suma, știți doamna acum. Suma de la putere. Nu. Și dacă scrieți unde știință de clau, de ce îmi puneți întrebări asta? Nici o uliță pentru asfaltat, măcar pe fața de proiect. Ce valori la putere? Ascultă 20.000. Deci 1.200.000.000 vechi împărțiți la mărăstea bisericii de sat, din comun, în mod egal. Deci mai mult ca anul trecut. Anul trecut au fost 70.000.000, nu înseamnă 120.000. Și vor fi în mod egal. La Brătila, strada Ciotă de jos, e lucrare prinsă în lista de investiții, zona Tristanciu. N-a fost atent. La Brătila, strada Corului, prinsă în lista de investiții. Ce înseamnă strada Ciotă de jos? Pe Ciotă de jos înseamnă de la mine până la domnul Trice. Nu, aia este strada Alexandru Ioan Cuza. Așa. Strada Ciotă de jos este strada de la Momanu, care se întoarce prin Prunt și se întoarce pe la Adina Mitroiu și iese la Momanu înapoi. Așa, deci mi se pare normal ca să ne despre... zi explicați, pentru că oamenii ne cer explicații de fiecare dată. De-aia vin cu bun. Dar nu mă supărare. Deci nu mă supăr. Nu, eu am impresia că nu ați studiat lista și de asta îmi puneți întrebări. Pentru că strada Ciotea de jos e stradă componentă sau tot în Brătila și e singura stradă nemodernizată din punctul meu de vedere în Brătila. Pentru că în Ciotea de sus am început anul trecut și am dus 500 de metri de iar până sus, am scutit cât de cât acea pantă greu accesibilă de la, din Ciotea. În Mocani am dus cu strada Costea și am rezolvat problema aceea, chiar dacă au fost 3 ani de zile, era prea îngustă, prea subțire, prea închisă la culoare, astăzi nu... Păi nu s-a lățit între timp. Astăzi e funcțională, nu-i crăpată, nu-i stricată, nu-i nimic, se circulă foarte bine pe ea. Chiar am niște fotografii pe care pot să vi le arat că după 3 ani de zile la recepție arată foarte bine strada respectivă. Eu sunt chiar mulțumit de cum s-a comportat și e și foarte folosită. Deci acolo ar mai fi vreo 150 metri partea stângă și încă vreo 300 de partea cealaltă ca să închidem și strada respectivă modernizată. Asfaltul merge până la podul dinspre Nenciu, ar mai trebui vreo 20 de metri partea lunică și încă vreo 30 partea cealaltă și Brătila are asfalt peste tot. Dacă mă la DLE sau la Drăgugești, avem mai bine de jumătate din sat care nu este modernizată. Cel puțin partea dreaptă. Dacă mergi partea dreaptă la Deleni, spre rușinea mea, sunt zone în care altul n-arunce cu piciorul. La partea dreaptă chiar din deci de la Firuța de acolo și până în... nu s-arunce cu piciorul. La Drăgugești... Partea stângă... E dezastru. Dacă mergi, dacă mergi pe strada Buseciului acolo, e sub orice critică. La Drăgugești... Costul Marquine. Știți care este avantajul la Drăgugești? Oamenii sunt săritori. Și totdeauna am încercat să ne ajutăm într-un fel sau altul și s-au făcut câte capete de distrăzi care funcționale, cu mărciuni, partea de mărciuni. Nu mai vorbesc, că m-au sunat băieții care au făcut ridicările topo de la firma de la Ploiești pentru CNI și au zis, dumneavoastră numiți Albea Pădurului stradă, dar nu, e stradă, aia e singura cale de acces, eu nu pot să-l mut de acolo, pe acolo se circulă prin apă. Am fost la domnul director spătarul joi, nu l-am găsit în concepțiul găsit de luni, pentru că ăsta am nevoie de avizul dânsului. Nu știu ce să fac, spuneți-mi la Brătila ce proiect credeți dumneavoastră că ar merge și să și permite să-l facem. Așa ca să printulez, eu puteam să printulez din veți și să amăgesc, dar nu vreau să amăgesc pe nimeni, că nu știu dacă e normal. Mai ales că sunt întrebat, după aia și roșesc să spun că nu am prins. Ce mai nu mai știu. Cea pe CNI, codul stradă, da. Am mai discutat în Ciorte de sus, pentru că la Duhalm acolo. Da, dar aia am prins-o prin reparație. Și suma de reparație am prins... Domnule, la apă, degeaba... Haideți să vă spun... Haideți să vă spun... E Muntenu, e Pădărețu,
Și, apropo, cu betonul, trebuie dus până la Cosea la Silidor. Trebuie dus până la 300 de metri. Domnul... Dar acolo nu mai merge la care. Domnul Zădescu, nu trebuie până la Cosea, trebuie dus peste tot. Peste tot, dar vreau să spun la Brânteanu. Veniți cu resurse financiare. Bun. Am început ședința de azi cu 65 de milioane. Și rugăminte doamne dumneavoastră, și puteți. Puneți pe ăsta care e cu capul, cu betonul lui, cu macărare, macărare. Să tăiem ploche sau TE de la biserică de acolo. Au venit vântul, s-au dus pistola la femeia aia, aia cum zice mereu, cum zice popii, zice și nu e vorba de bani acolo. E vorba că curtea aceea este a părintelui, tei nu sunt ai mei, au unde se cu părintele și părintele. Biserica cu ea noastră, nu? Nu, e a parohiei și parohia... Și parohia cu ea în toată noastră. Tei aceea am avut o discuție cu părintele și am spus să caute pe cineva care este interesat să ia și când dacă o să-mi tai o tei, mâine a avut cu la primar. Domnule primar, dar aia să rămână acolo la biserică, îi ducem la ăsta la nepoții și facem scândul. Îi trebuie scândul de la bani și grii. Nu mai dădu-te. Dar ei sunt la mare publică, dar nu. Nu lucrează nimeni, ce spun eu. Ați mai avut acolo de mâna la grătila și ați împărțit bâni. Da, 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 și acolo am împărțit bâni. Dacă mă mai dați o cracă. Să ați împărțească. Nu se poate rând de bâni. Haideți să pierdem cursul și pe aia numai. Domnul primar, eram dat... Ați un pic să zic plătirea, da, plătirea, plătirea. Deci la plătire ar trebui o rețea de cazare și apă. Asta da, este clar. Păi asta, toată lumea dorește. Nu este simplu deloc. Și vă spun că nu, eu nu pot să vin aici în fața dumneavoastră și în fața oamenilor care se uită la televizor, că foarte mult se uită și așa, chiar să te mărmăriți și mă întreabă mereu. Domnule, a spus aia, și să vă spun niște abureli, că nu pot să le fac. Bugetul nostru, am citit mai devreme, de 660.000 de lei. Pentru cine nu înțelege 660.000, înseamnă 6 miliarde 600 pe an. Sunt bani doar pentru iluminatul public. Ce înseamnă salarii, ce antivestiți, sunt bani pe care vin de la guvern, iar pe investiții ne-am dus și ne-am căciulit. Vă spun că într-o lună de zile, din 4 săptămâni, de o săptămână s-o fac la București și mă căciulez și mă umilesc în fața parlamentarilor și am multor altor să mă dea cu un bănuț. Nu am pus toate. O lucrare de genul acesta se pretează și nevoie, înseamnă normalitate la plătirea. Da, e o problemă la plătirea care, din punct de vedere economico-financiar, nu este în regulă vis-a-vis de apă. Mai bine ești doar din populația Brătirei, are apă prin cădere gratuit. De la rezervoare, făcute de dânsii pe bani lor, cu 30-40 de ani în urmă. De la Costa de Sus și până jos la munte, sunt rezervoare, de la fântânele, de la... Toate sunt pe terenuri proprietate private. Deci atenție, unde vreau să ajung. Noi, dacă am face un proiect la Brătila de alimentare cu apă, ar trebui să luăm acele rezervoare pe care oamenii au astăzi, le au făcute de ei pe banii lor și unde apa le vine prin cădere gratuit, să facem o stație de captare, să facem o stație de tratare și apoi să ducem, să spunem că asta cu expropierea nu a rezolvat un stres sau să ducem apă în tot satul. Cât crezi dumneavoastră că se vor branșa în situația, socrimei, nu-mi dau de exemplu la cineva, au apă dintr-un punct făcut de ei. 5 vecini, 15-20 vecini. Crezi că o dată soacră mea s-ar branșa la o rețea sau pun să plătească branșament și apoi abonament în fiecare când ei vine apa prin cădere? Bașca, eu trebuie să iau și apa aia pe care a făcut-o ea. Ia, vecini de acolo. Este foarte greu cu apă. Ei nu duc lipsă de apă. Dar la plătirea nu sunt zone în care apa n-ajunge. Decât ai jos la Ciortea. Ciortea da. Ciortea nu are apă decât doar că au jos ei fântâni făcut de fiecare. Cu hidrofoare, cu nu știu ce. Nu cred că e o soluție care ar renta, decât un conflict, ca să scădărim un conflict la plătirea, să ne apucăm să luăm apă din fântânere și să întindim rețele pe tot satul, hai, te vezi? Mai ales că e de aici. Deci, nu fie atât de mare pe alimentare. Canalizare, da. Pe cât e cu canalizarea? Canalizarea, da. Pentru că poate cineva nu știe, sau poate puțin știu, apa la hidrofor este mai ieftină decât apa la rețea. Deci apa la hidrofor astăzi, dacă cineva are fântânere și folosește hidroforul, pe metru cub, este mai ieftin decât cea de la rețea. Și atunci, urgența și necesitatea mare este pe canalizare, ceea ce doar și nu la Drăgujești. Și Drăgujești este în aceeași situație. Alimentare cu apă la Drăgujești, cred că e în proporție de... sunt de oricum peste 50% surse proprii. Și astăzi, din neglijență unii izvoare în aia mică. Adică cei din care aduc de pe vodka o țeavă, s-a formatat și domnule, n-a mai schimbat-o nimeni, dar dacă n-ar fi fost cealaltă variantă B, adică alimentarea publică, ar fi făcut-o oamenii și clar, ar fi fost ieftină. Dar
alimentarea cu apă de la problema este canalizarea. Bine zona. Aveam aici o problemă cu o condută de apă care deservea vreo 7, 8 sau 10 familii, tăgea pe de la deal de dispensar. Adică da, supraplinul, ce nu se contică, sunt consumat la operații și la dispensar, ocolea dispensarul și cobora apoi în față și mergea spre Cornel Pătru, acolo, pe la Bădic, pe la Murea, nu știu, pe familie. Șapte familii care n-avea, și n-au avut apă tot anul. Nu mai urcat, am la dispensar, am tăiat conduta din greșeală, și apoi cred că s-a formatat și nu mai urca. Acum am schimbat noi alimentarea cu apă la dispensar pentru că îi trăgeam pe cei de jos și plus că nu cred că avea presiune suficientă să funcționeze, dar trebuie că avem două toalete destul de mari acolo cu duș, cu tot ce trebuie la asistente. Și ne-am legat la rețeaua de sus, cu acceptul vecinului de acolo la vale din Pădureț, și apa vine pe la răuță cu șirele de nuța, prin curte și ne-am legat la dispensar cu apă, cu presiune, fără probleme. Și acum, în primăvară, imediat, o să ducem și să, practic, vorba de vreo 20-30 metri de conductă, să mă leg în conducta lor, nu știu exact unde iese, cum că cu Cordel Pătru spun că ar ști el, în zona prin sub asfalt, cum ar trece, și să nu mai urc spre, cum a fost prin, după dispensar, prin pantă și prin spre presiuni, să băgăm direct din spate, printre magazinul cu operații și dispensar. Și am rezolvat problema celorlalți 7 familii. Apa de aici, de la, din spatele cooperației, din câte știu, ajunge până la Munteni. Nu știu la câte familii, dar ajunge apă până în Munteni. Da. Din câte știu eu. Deci eu știu că la Brătila sunt mai, cred că mai mult de 65% din case, poate și 60, nu știu, au alimentare cu apă proprie, pe puțuri făcute individuale, câte 10-15 familii. Să mă duc eu acum, eu nu mi-asum lucrul ăsta, deja avea curajul, trăieți-mă, bă, îmi poate... Bă, domnul primar, canalizarea și drumul. Canalizarea este o altă discuție. Canalizarea, da. Dar și acolo m-am tot... Eu sunt de acord, dacă credeți că găsim soluții, nu știu, domnul Montag, domnul Buget, să mai găsim un 30-40 de lei, măcar să începem o fază de proiectare, nu am nicio problemă, dar nu vreau să vin aici și să spun în fața camerelor că eu vă găsesc o problemă la Brătila ca să mă votez cu mine acum iunie. Nu. Problema cu canalizarea nu pot rezolva la Brătila. Nu pot eu astăzi. Poate putem la anul, putem spre 2 ani de zile, dar nu am resurse. Nu că nu vrea primarul Ciprian Enea, nu vrea sistemul, nu avem bani să continuăm cu lucrările respective. Să văd că se vor face. Trebuie să-ți faci foarte mult ce drum. Da, spune că asta nu este o problemă, că prin proiect se aduce la stadiul inițial, se taie 40-50 cm, se colmatează, am văzut că și prin Bacău și peste tot în orașele mari, lucrările la canalizare, au stricat și intervenții. Au refăcut și la asta e. Da, găsim o soluție. Era pe școala de Bugeș, mă sesem, am diminuat să mai avea ceva de anul trecut din făcut, vis-a-vis de izolații pe exterior, izolații termice și unei reparații, pe acolo mai mici. Și am luat bănuția aia, am folosit pentru parcarea de alimentație, spuneați, da? Și urmând să-i prindeți anul ăsta. Probabil ați ezitat și nu a fost ezitat. Nu. Dar n-am văzut nimic. Ce înseamnă reparație? Cât sunt bugetul complementar către școli? Bun, dacă o facem în direct. Și rezolvarea toaletare. Și acolo sunt soluții. Păi nu, asta nu se va. Deci, dacă o fost mai mică, ceva, aș fi făcut chiar. Eu aș vrea semna contracte cu firme care sunt execute lucrări, pentru că nu am buget în luna asta, știți foarte bine, luna ianuarie. N-am fost să niciun contract. Am avut o discuție, băiatul care a făcut toaletele, o să vină să-i bagă de un tub, două plus, o fost de-asta avantajată. Și reparația la terenul, la gardul, la terenul de sport, care nu sunt din mari domnului, nu mă strâmbe. Astea sunt lucrări care nu putem face pe reparații și sunt prinși. Aici e vorba de sub nimic. Două plastic cu zău, vă dați seama, nu duci nimic. Aici am disprat la DLN că terenul de fotbal la cel care este existent, am prins la parcuri și terenuri, suma pentru reparații, se schimbăm cu... Ascultați, cerita trecută. Schimbăm terenul, cum se numește, gazon artificial, dar nu da. Da, deci dacă... Dacă suntem pe... Reparații. Alte discuții? Cine este pentru? Juntați acolo pentru Brătila, dar cine este pentru? Pentru? Toți. Abține împotrivă?
Cine se abține? Transport la treabă. Să atingem eu? Niciunul. Să vedeam la proiectul. Dar nu, credeți-mă că pe cuvântul meu, dar și sunt convins că oricare dintre consilierii de aici, dacă ar fi în locul meu, la fel ar gândi. Niciodată n-am gândit că dacă sunt din Ierigius, mai mult la Ierigius, dacă sunt din la Brătila, mai mult la Brătila, sau invers. Nu. Am încercat în așa fel încât să ajungă fiecare sat la un nivel de trai cât de cât decent, spun eu. Pot să spun că la iunie, când o să dau examenul de matură, să spun în fața oamenilor, mă pot prezenta că în 4 ani de zile am încercat și am și reușit, spun eu, să puteam mai mult. Nu, sunt convins de lucrul ăsta, că toți puteam să facem mai mult. Mi-aș fi plăcut și mie să fie toată la ciungut, la lucrurile astea. Hai vorbesc cu Ciperul ăsta să vină cu măcar 100 de... Da, domnule, știți cum e treaba? Cu vorbitul ăsta e ca la... Nu îmi stă mie în caracter. Dacă nu-l plătesc, cum nu vin. Trebuie să vezi soluții, îl plătesc. Nu mă ce azi... Îi plătim măcările, singur îi plătim. Nici motelul nu pot să plătesc, nu să-i scot, o să scoate în buzunar. Trebuie să găsesc o soluție, domnul contabil îți găsească financiar, să încheie un contract de toaletare a copacilor prin sub stârpi din curent electric, avem probleme pe fiecare vânt, ați văzut că pot vânt orașul așa mărmați. Așa dăm la și când o să facem chestia de toaletare cu 10.000 lei, să tăiem și o teie aceea. Dar acolo e teamă, eu am fost și am văzut teia aia. Teia sunt de 100 de ani acolo, acum 60 de ani sigur, sunt foarte groși. Teiul, din câte știu, eu nu mă pricep foarte bine ale, dar știu că e foarte ușor, foarte ușor să rupi. Nici nu te am fără de un necaz, orică vreun am înțeles. Dacă urcă cu macaroa și-o trai una la frâi de macaroa, dar nu trai una la frâi de macaroa. Dar cu teiul ăla are cu 100 kg. O știți care trebuie, domnul Mădănean? În primul rând trebuie să fie o firmă autorizată. Nu te-am acolo, nu te-am acolo, nu te-am acolo. La fel, nu i-am strâns după părinte, părinte și-o asumi el, să o dea cuiva, să le ia și facă scânduri, să facă zicrii, hectare, nu mai știu ce. Da, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâri privind diferențarea distribuției a gazelor naturale. Diferențarea distribuției. Da, trecem cu ziua sau... Am discutat, am vorbit la punctul înaintea de respectiv. Să puneți pe aprobare, dacă sunteți de acord cu ființarea rețea distribuției gaz în întreaga comună, nu doar pentru TVG-ul. Eu am înțeles contractul de proiectare cu firma de la IAT, la am avut o discuție cu domnul Pală, și mi-a promis că nu fac politică, deci nu. Putea să vezi porcii și domnul Bea, dacă vrea să mă ajute, merg la la Bacău și porcii. Să mă ajut cineva să primim finanțare. Nu știu dacă e simplu sau dacă e greu sau dacă e ușor. Cred că primul pas este acesta. Să înființăm o instituție, să începem o fază de proiectare și poate reușim să avem și finanțare. Și eu zic că vom reuși. Până ajunge cu rețeaua pe vale, o să mai doresc. Nu avem poduri acolo. Drumul. Vreau de hotărâri privind modificarea contribuției la urmă conceptuală pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Este vorba de o taxă pe care ne propune ADIS-ul pentru economia circulară. În lume se depozitează anual 250 de miliarde de tone de deșeuri pentru eliminarea toxicității și pentru îmbunătățirea protecției mediului. Se propun servicii de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare. Taxe speciale de salubrizare, în sarcina utilizatorilor care este vorba de suma de, nu știu cât este, 80 de lei pe tonă. Fără TVA. Pentru economia circulară de șeurile municipale. Da, nu știu dacă e regulă sau nu e regulă, cert este că toate comunitățile Bacău au aprobat proiectul respectiv. Deci o să vedeți că o să revenim cu proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor operatorului EcoSur și o să vedeți la
actul adițional numărul 2, în care sunt stabilite tarifele pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului, preluarea deșeurilor reciclabile, a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, taxe pentru acestea, pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării, pentru preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere și preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Acestea se regăsesc în acest act adițional numărul 2, pentru că în fișa de fundamentare apar vechile tarife și noile tarife, deci am primit vineri fișele de fundamentare. O să vedeți că la articolul 14 se regăsește și această contribuție circulară de 80 de lei pe tonă fără DFA. Deci sunt intrinseci aceste două proiecte de hotărâre. Da, cine se opune, spre aprobare? Cine este pentru? Mă gândesc că... Cu jumătate bani rămâne aici. Rămâne fără apă, cred. Acolo, ce se impune, la vedea, sunt apă peste tot în partea de sus și în partea de jos s-au furat acolo, cred, 27 și metri, nu? Cât da. Cât au furat vără? Vără Cornela a furat 200 de metri. Știu că de apă, deci trebuie să vă imaginați un proces. Deci toată partea stângă la plătirea izvorăște apa din Băun, la fântânire. Pe la fântânire este acolo și jos, în dreptul bisericii acolo, nu dai de apă. Da, domnule, și nu dai de apă. Ei, așa se întâmplă, ce răfuțul care l-avem noi în curtea școlii, doar pe vădădanță, rămâne perioada verii fără apă și zic că apă sără mai, la ei nu știu, și rămâși sare. Și au fost un film de la un Bacău, nu la mod, da? Atunci doamna director a vorbit să o sori tiper și nu-i tot întins. Da. Da, dacă nu mai sunt probleme, să mulțumim pentru prezență. De clar și fiți atenți.